Bine ai revenit la Minutul Magic cu Monica Zincă. Astăzi o să răspund întrebării unei mămici. De ce este necesară evaluarea fizică pentru diagnosticarea copilului și nu se poate diagnostica și online? Este minunat când mămicile vor să știe ce tip de evaluare este mai utilă pentru o diagnosticare cât mai exactă și mai corectă. Iată ce spun studiile, dragi mămici. Diagnosticul presupune nu doar o etichetă, ci asumarea de către specialistul care evaluează a acelui diagnostic pe care îl oferă. Pentru a pune așadar un diagnostic, este necesar ca specialistul să evalueze foarte detaliat fiecare area a dezvoltării copilului. Și nu poți avea acuratețe decât dacă acel copil este observat în carne și oase, inclusiv pe baza interacțiunii directe cu evaluatorul și nu doar a seturilor de teste specializate. Dacă ai și tu o întrebare despre piticul tău, o aștept în comentarii și te încurajez să distribui fiecare episod din Minutul Magic să poți ajuta și alte mămici ca și tine să-și poată ajuta copilașii.